Distinși organizatori ai grupului de rugăciune din Parlamentul României, îngăduiți-mi să vă mulțumesc frumos pentru eforturile pe care le faceți de a ține flacăra aceasta a rugăciunii aprinsă și aici, în Parlamentul României. Personal am convingerea fermă că nicăieri rugăciunea nu ar trebui să fie mai la ea acasă decât aici, în Parlamentul României, unde se decide destinul națiunii. Și de aceea încurajez pe toți aceia care se apropie de Dumnezeu înainte de a se gândi la națiune. Încurajez pe toți aceia care caută să se zmerească înaintea lui Dumnezeu și să înțeleagă voia lui Dumnezeu pentru poporul acesta. Stimați reprezentanții ai mediului politic, stimați reprezentanții cultelor, mă bucur să mă aflu astăzi în mijlocul unor oameni care mărturisesc credința în Isus Hristos, și atașamentul față de valorile creștine, și care totodată își desfășoară activitatea pe diverse paliere de influență politică și civică. Este o adevărată binecuvântare faptul că în Parlamentul României post-decembriste a prins viață o astfel de inițiativă care, iată, este dusă mai departe de distinși membrii ai Senatului și Camerei Deputaților. Stimați invitați, de când Europa a ales în mod fățiș calea secularismului iar corectitudinea politică a declanșat un război împotriva trecutului și a tradiției, tema identității creștine a fost marginalizată sau privită cu suspiciune. Ideologiile au otrăvit în mod sistematic respectul pentru trecut și au cultivat o nevroză culturală greu de imaginat cu o generație în urmă. Iar ca tabloul să fie complet, trebuie să acceptăm și faptul că pe scena politică mondială se aud de o vreme discursuri care, sub pretextul că se opun secularismului și apără valorile creștine, vor doar să cucerească un anumit segment electoral. Însă istoria recentă ne-a arătat încă o dată că nu toți cei care apelează la numele de creștini sunt cu adevărat însuflețiți de valorile creștine. După cum spunea Sfântul Apostol Pavel, nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel. Aș vrea să pornesc scurta mea intervenție cu definirea termenilor, apoi să arăt cum se intersectează identitatea creștină și politica, iar în final să punctez două trăsături ale modelului de leadership oferit de Hristos. În general, leadershipul politic vizează abilitatea conducătorilor de a influența societatea sau națiunea prin trei instrumente, prin viziunea asumată asupra problemelor contemporane, prin obiectivele propuse și mai ales prin deciziile transpuse în practică. O simplă privire asupra acestei definiții ne dezvăluie faptul că navigăm pe un teren foarte mișcător. Oricât de nobile ar fi viziunea, obiectivele și deciziile cu care oamenii încearcă să influențeze evenimentele și curentele de gândire, în cele din urmă acestea sunt permanent supuse schimbărilor. Prorocul Isaia spunea, nu vă încredeți în cei mari, în fii oamenilor în care nu este ajutor. Suflarea lor trece, se întorc în pământ și în aceeași zile pierd și planurile lor. Ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov, ferice de cine își pune nădejdea în Domnul Dumnezeul său. Puterea politică și orice formă de putere exercitată de oameni este efemeră. Liderii care până mai ieri dominau viața publică, astăzi sunt înlocuiți de urmașii sau de rivalilor. Subiectele fierbinți care odinioară ocupau prima pagina ziarelor, astăzi nu mai reprezintă nimic. Până și partidul care mai ieri primea o sanale și dorea putere absolută, astăzi este dizolvat, o tristă filă de istorie. Totuși, leadershipul politic s-a ridicat peste aceste limite atunci când a urmărit cauze monumentale. După cum spunea Ronald Reagan, suntem binecuvântați să apărăm libertatea și dreptatea, iar pentru acestea merită să ne luptăm și să dedicăm întreaga noastră viață. Nădăjduiesc că pentru toți cei care suntem prezenți la această întâlnire, identitatea creștină este o astfel de cauză măreață prin care ne-am dedicat viața și slujirea noastră, fie că ne desfășurăm activitatea în mediul bisericesc, politic sau social, întrucât aceasta este fundamentată pe valori și principii milenare. Însăși, construcția europeană s-a bazat pe un cod de valori inspirat în mare măsură din tradiția spirituală și etică iudeo-creștină. Desigur, Europa a fost clădită și pe un sistem de gândire greco-roman, care a lăsat o amprentă vie asupra sistemului cultural, filozofic și judiciar. Dar identitatea creștină capătă prioritate prin faptul că este încă un element viu, un cod etic și moral, care transcende morf, mofturile și moda vremii, după cum spunea recent un gânditor creștin român, Zaharia Cotoi. Citez, niciun european nu este obligat să se comporte ca Pericle sau ca Octavian Augustus dacă se declară mândru descendent al greco-romanității. Însă cineva care se declară creștin, adică parte prezentă a tradiției creștine, se obligă prin asta fie și doar dintr-o anumită măsură la imitate-o Modul în care organizatorii au formulat tema discuției de astăzi ne determină să ne întrebăm este posibil o apropiere a leadership politic de identitatea creștină și valorile însumate de aceasta? Este just, se întreabă unii, ca să ne așteptăm ca politicul să favorizeze viziunea creștină asupra lumii într-o societate care are o pronunțată componentă seculară? Mai pot legiuitorii să țină cont de evlavia creștină și de tradiția milenară a acestui popor atunci când dau de ales între îndrumările venite de la Bruxelles și etosul nostru național? Pentru a argumenta că răspunsul la aceste întrebări trebuie să fie da, cel mai ușor este să pornesc de la a arăta ce se întâmplă atunci când răspunsul sugerat este nu. Practica a arătat că atunci când identitatea creștină este suprimată, ne pierdem într-un vid moral care de temeliile societății. În condițiile în care liderii trebuie să răspundă unor provocări tot mai complexe din societate, renunțarea la identitatea creștină nu face decât să-i pună pe ei înșiși în postura de a fi talonul prin care se decid chestiuni extrem de dificile. Bioetica, identitatea de gen, avortul, eutanasia, utilizarea inteligenței artificiale, războiul, etc. Ori, în fața acestor provocări, calitatea liderilor ar trebui să fie pur și simplu excepțională. De asemenea, când pornirile inimii nu mai sunt atent moderate de morala creștină, liderii au tendința naturală de a se promova pe ei înșiși, propriile lor interese sau ale unui grup de privilegiați, pierzând din vedere binele comun. Asistăm îngrijorați cum însăși democrația este pusă în pericol atunci când corectitudinea politică vrea să impună o ideologie și un tipar comportamental menit să umple vidul lăsat de eradicarea valorilor și a identității creștine. De aceea cred cu tărie că liderii care în mod frecvent revizitează principiile Scripturii și sunt ei înșiși modelați de valorile credinței, se deschid astfel pentru introspecție și autoevaluare în lumina Cuvântului Lui Dumnezeu și totodată sunt îmbogățiți de perspectiva eternă, dătătoare de speranța mesajului Său. Înțeleptul Solomon spune așa, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Identitatea creștină este relevantă în leadershipul politic, doar în măsura în care îl păstrează în centrul atenției pe adevăratul lider, singurul care a trăit o viață imaculată în totală lepădare de sine și dedicat binelui comun al întregii omeniri, Iisus Hristos. Permiteți-mi ca în partea finală a cuvântării mele să subliniez două dintre aspectele vieții lui Iisus Hristos, care, deși vin dintr-o istorie de 2000 de ani, rămân relevante și actuale pentru leadershipul contemporan. În primul rând, deși Isus Hristos era un lider capabil să facă minuni și să uimească prin abilitățile sale supranaturale, el a ales ca lucrarea sa publică să fie caracterizată de dezbrăcarea de slavă, chenoza, împodobindu-se cu smerenie și dedicându-se slujirii oamenilor. Cel care avea răspunsul la toate problemele omenirii s-a înfățișat oamenilor ca robul care slujește tuturor. Portretul mesianic asumat de Isus Hristos nu s-a potrivit cu mesianismul celor care se erijează în salvatorii națiunii sau a creștinătății. Surprinzător este că adevăratul Mesia nu a fost un lider mesianic. Da, ați auzit bine, în loc să vină cu o carte de vizită pe care să scrie Mare Mesia, liderul providențial, Isus a folosit cartea umilinței, numindu-se pe sine simplu, Fiul omului. A fost alături de oameni, a trăit ca oamenii, a simțit ceea ce simt oamenii, a plâns alături de ei. Întrebat cu privire la influența sa excepțională în lume, Nelson Mandela a răspuns cu luciditate. Eu nu am fost un mesia, ci un om obișnuit care a devenit un lider din cauza unor circumstanțe neobișnuite. Această calitate a făcut ca leadershipul lui să aibă o forță reală. În al doilea rând, modelul cristic ne învață că identitatea creștină în leadership presupune investiția în oameni. Întreaga viziune de leadership a lui Hristos pe pământ s-a rezumat la investind în niște oameni simpli și a face din ei niște reformatori care au întors, în cuvintele Evanghelistului Luca, lumea pe dos. Poate un lider politic creștin să fie preocupat de investiția în oameni, de transmiterea valorilor eterne, în timp ce politicienii lumii caută să-și adune susținători ai persoanelor și obiectivelor proprii? Este leadership-ul o vocație de a modela valori sau este o tehnică de manipulare a maselor? Din păcate, cursurile de leadership au fost în mare măsură acaparate de tehnici de marketing, de autopromovare, de influențare a maselor și mai puțin de promovarea unei viziuni de slujire a binelui comun. Adică a impresiona în loc de a fi. Lev Tolstoi a remarcat că toți se gândesc cum să schimbe lumea. Dar nimeni nu se gândește cum să se schimbe pe sine. Identitatea creștină poate fi perpetuată doar pe modelul uceniciei biblice autentice. Aceasta nu este moștenită sau însușită în mod involuntar. Ronald Reagan, inspirat de modelul lui Hristos, afirma că liderul cel mai mare nu este cel care are cele mai mari realizări, ci acela care îi ajută pe cei din jur să realizeze lucruri mărețe. Am fost profund marcat în anii 90. Am avut ocazia să-l traduc pe cunoscutul evanghelist american David Wilkerson, omul care predica în fiecare duminică la o audiență de șapte mii de persoane, o mulțime de canale de televiziune transmiteau mesajele lui, a așezat niște programe sociale sub numele Teen Challenge, care impresionează și astăzi lumea prin ceea ce se face în cadrul lor. Ei bine, omul acesta, la un moment dat, la sfârșitul predicii lui, i-a chemat să vină pentru rugăciune pe oamenii care erau stăpâniți de patim și nu le mai puteau nicicum învinge. Au intrat oamenii aceștia într-o sală undeva la demisolul bisericii. Am fost cel din tâi care am intrat acolo în sala aceea și trebuie să vă mărturisesc un lucru. Era plină, plină sala aceea cu oameni străzi, cu aurolaci, cu oameni necăjiți. Când am intrat în sala aceea, mărturisesc că am strâmbat din nas. Mirosea greu. Și a trebuit să-mi cer iertare de la Dumnezeu când l-am văzut pe omul acesta, un om cu adevărat influent, un lider remarcabil, a intrat în spatele meu în sala aceea, s-a apropiat de fiecare dintre necăjiții aceia și i a luat în brațe. I-a îmbrățișat, a dat mâna cu ei, a stat de vorbă cu fiecare dintre ei. Așa a schimbat Hristos istoria. Așa ne-a nobilat cu această identitate creștină, suferind pentru noi, investind în noi și chemându-ne să transmitem generației care ne urmează valorile sacre. A fi și a rămâne slujitor dedicat al lui Hristos pe arena politică nu este ușor. Mă întristează să observ cum implicarea credincioșilor în politică este privită cu ostilitate și chiar cu aruncarea unei vine colective asupra tuturor celor care aspiră la o carieră politică. De aceea aș vrea să reamintesc în încheierea mesajului meu că Sfânta Scriptură ne cere să-i prețuim și să-i susținem în rugăciune pe liderii societății. Este un privilegiu pentru mine că astăzi să pot înălța rugăciuni către Dumnezeu pentru țara noastră, pentru conducătorii ei, pentru pacea din lumea întreagă. Și vă mulțumesc pentru oportunitatea de a o face astăzi aici, alături de fiecare dintre dumneavoastră. Dumnezeu să binecuvânteze România. Dumnezeu să binecuvânteze clasa politică din România și fie toți membrii clasei politice oameni cu identitate creștină. Amin.